Bun găsit, doamnelor, domnilor! Octavian Stănciu sunt și astăzi la Istoria Fotbalului, episodul 8, cu domnul Viorel Vișan, fostul emblematic jucător și antrenor al Politehnicii Timișoara. Neavio, îmi permit să vă spun așa, vă cunosc de foarte mulți ani. Am rămas undeva prin 1983 la CFR Timișoara, în divizia B, 84, sunteți și principal și jucător în același timp. Și pentru CFR era o perioadă de recul. Am uitat printre jucătorii care au fost alături de dumneavoastră acolo să-l menționez pe portarul Florin Marton, pe care l-am avut în emisiune nu cu mult timp în urmă. Stabilit în Statele Unite ale Americii și care activează de foarte mulți ani în sistemul universitar american de soccer, de fotbal, de al nostru, nu fotbal american. Bun. Nu mai știu. După CFR Timișoara, când ați plecat de acolo, nu mai mi-amintesc. În 84, la sfârșitul, da, am întrerupt contractul cu CFR-ul și am fost invitat să conduc echipa UMT-ul. Doar antrenor? Doar antrenor. Și jucător. Ați rămas și jucător. Și jucător. Un singur meci am jucat și m-am lăsat atunci. 84, în divizia B era UMT-ul, așa-i? Nu, în ce? Căzuse în ce, nu mai mi-am da, în Liga 3-a. Da. Uh-huh. Țin minte că jucam la Moldova 9, la Arad, multe meciuri. Și, Deci UMT-ul era într-o perioadă de declin. Da. Tot fotbalul timișorean atunci, iată. Poli, CFR, UMT, toate erau într-o... Poli repromovează în 84, după un singur sezon în B, după acel celebru 4-1 cu U Cluj. Cu Imi Dembroschi, tânăr antrenor al Violeții. Foarte, meciul ăla era un meci plin de speranțe și de așa pentru spectatorii, iubitorii sportivi, iubitorii fotbalului timișorean, pentru că se renăștea o nouă echipă. Așa e, atmosfera a fost incredibilă pe stadion și ăsta a fost unul dintre meciurile legendare din istoria clubului Poli. Da. La UMT cât ați stat? Un an. Până în 85? Până în 85, după care... Deci eram student la facultatea, la mecanică, la Seral și împreună cu Angel ne stimulam unul pe altul să mergem la curs când puteam. Eu având mașină, luam pe el de la club. El era când jucător. L-am dus și la UMT. A fost jucător cu mine la UMT. Apoi a fost și la Bocșa, la Metalul Bocșa. A plecat la Bocșa, da, și după care a revenit la Poli. Conducător, pe cost de vicepreședinte. Vicepreședinte, da. Și a făcut treabă bună. Foarte bună. La asta. Cu Viorel Boiț, președinte. Da. Și am stat, după aceea am plecat la Herculane, cariera mea de antrenor. La Herculane. Ați fost antrenor la Băile Herculane? La Băile Herculane, într-o tentativă de a promova... În divizia ce? În divizia ce, dar n-am reușit, pentru că m-am dus acolo și aveau avans vreo 4 puncte o echipă din Reșița. Mecanica Reșița. Așa. Muncitorul? Muncitorul Reșița, așa. Da. Și n-am reușit să ia. Deși am câștigat aproape toate meciurile. Asta în 85 a fost când a da, fost? Da, în 85. Da. Da. Hercules se numea echipa. Hercules. Tot Hercules. Da. Minunat, da. Uh-huh. Echipa, așa. Am fost primit minunat acolo. Mi-a plăcut. Mergeam de două ori. Uneori rămâneam și până la meciul de sâmbătă. Așa. Și am încercat să adun cei mai buni. Am făcut o echipă bună și am câștigat, vă spun, aproape toate meciurile. Ultimele, înainte de penultima etapă, aveam meciul direct cu Muncitorul la ei. Nu mai conta că aveau 4 puncte și ne-au bătut 2-0. Da. Și așa s-a terminat și episodul ăsta. După care am terminat facultatea și m-am angajat la IRA,
La IRA. Da, putem să-i dăm numele că da, nu cred că da, mai există. Nu mai este. Nu mai există. Da. IRA, nici nu IRA. Nu mai există 90% da, din fabricile și uzinele de atunci. Da, am stat un an acolo. Domnul inginer șef, nu mai știu cum îl cheamă acum, a vrut să mă facă mare inginer acolo, specialist. Și i-am spus că dragostea mea este fotbal, cu fotbal și vreau să mă axez pe fotbal. Și după un an am plecat la Elba. În campionatul județean, Liga 4, Liga 4, azi. Da, niște condiții excepționale, unde am întâlnit oameni iară deosebiți, iubitori de sport. Prin 87, când? 87, președintele clubului era domnul inginer Martinov și era și șeful secției unde am fost angajat eu. Da. La sectorul de... Nu vine minte acum sectorul. Am fost angajat inginer la proiectare, da, da, și antrenor la echipa de fotbal. La ora 10:30 plecam la antrenament, luam jucătorii cu mine, așa, de la serviciu, așa se da, proceda pe vremea aceea, da, și domnul inginer cu care am vorbit nu de mult, acum o lună, a fost plecat. După Revoluție a fost plecat în Germania, domnul inginer Martinov, iubitor mare de sport, era și președintele secției și președinte la basket, la secția de basket, că el va avea echipă în prima ligă. Mulți ani și da, după mulța. Revoluție. Da. Și actuala echipă SCM Timișoara da, da, este de fapt fosta Elba. Și până la, aproape până la Revoluție, în 89, în vară, am plecat la Poli. Din nou la Poli, am angajat la Poli la club, antrenor. În vara 89? Da, antrenor la tineret. Eram cooptat în staful Lunea Costică, Rădulescu și care Buzoianu. Care venise în 88. Cu el s-a promovat în 89. Da, da, da. Și va rămâne până în primăvara 91. 91, da. Și am activat la echipa de tineret până în iarnă, când am fost contat la echipa întâia. Antrenor secund. Da, împreună cu Buzoianu. Ion Buzoianu, da, care era secundul de mare, bază pe care îl purta Nea Costică. După. Mare meseria și era, făcea antrenament cot la cot cu jucătorii. Deci imediat după Revoluție, adică imediat după Revoluție, da, da, da. Îi stimula pe jucători, alerga aproape mai mult decât unii între Buzoianu? Buzoianu. Da. Da. Nu mai știu nimic de el. Da, nici eu nu știu. El nu era Suceava, de aici, din Suceava. Din Suceava era din deloc. Suceava, da, da. Poli prinde un sezon foarte bun atunci, sezonul ăsta cu Revoluția. Mi-amintesc de un 1-0 cu Universitatea Craiova în 6 decembrie 89, cu câteva zile înainte de Revoluție, pe stadionul numit 1 mai, plin de oameni. La Craiova a debutat atunci un junior de 16 ani, Mircea Papa, care era anunțat o mare speranță a fotbalului românesc, da, din păcate nu s-a realizat, dar va juca și la Poli peste câțiva ani, de aia l-am amintit. La Craiova, antrenor Sorin Cârțu, deja Craiova punea bazele echipei care peste un an jumate, în vara 91, cucerește Eventul, da, o nouă generație. Mă rog, Gică Popescu era în 89 la acel meci, dar în 90, în vară, pleacă la PSV Eindhoven, după ce joacă la Mondiale. Am foarte multe în cap și nu vreau să încarc telespectatorii cu foarte multe amănunte. A fost așadar un sezon foarte bun. Poli termină pe locul 5 în vara lui 90, ceea ce îi dă dreptul România, având coeficient bun UEFA, să ducă 5 echipe în cupele europene. Poli prinde astfel Cupa UEFA. Chiar mi-amintesc că atunci, după Revoluție,
joacă prima dată, nu dăm numele sponsorului, că nu avem voie, regulile CNA-ului, dar joacă prima dată cu sponsor pe piept adus de impresarul italian Ermano Zacchini. Cred că un mare prieten al dumneavoastră, din câte știu, așa e? Și acum mai vorbesc și cu el. Și eu mai țin legătura cu el pe internet. Da, săracul a avut probleme anul trecut cu inundațiile. Asta n-am știut. Da. A fost acolo, în regiunea lui. Dar știu că și el a avut problema asta. Da. Dar știu că... Ravenna, în regiunea Ravenna. Și ambele mașini pe care le avea au fost inundate și avariate și nu mai putut să le salveze. A luat ceva bani de la asigurări, dar nu... Cum a apărut Zacchini în peisajul ăsta? În primăvara, nu, 90, după Revoluție, cumva, nu? Zacchini era și înainte. Și înainte? Ne redusese în turnee. Amicalul ăla cu Inter, în 87, după ce Poli a bătut pe Dinamo cu 2-1, a fost aranjat de Zacchini, așa? Da. Și... Vorbim de Internaționale, unde juca Passarella, capitanul Argentinei, campioană mondială în 78, și alți mari jucători, și antrenor Giovanni Trapattoni. Era într-o pauză pentru meciurile echipelor naționale. Poli pierde 3-0 acel meci jucat la Monza, în 87, în toamnă, un meci despre care interesant ziarul Sportul, singurul care exista în România, din păcate azi nu mai avem niciun ziar de sport în România, atunci măcar aveam unul, dar ziarul Sportul atunci nu suflă nicio vorbă despre acel meci, credeți-mă, am colecția completă și am studiat. Mă rog, revenim la Zacchini. Zacchini era prieten bun cu Stelica Angel. Da. Cel mai bun prieten cu el. Avea încredere în el. De altfel, a fost și invitat și el, Stelica, și eu, reprezentant al clubului, și eu, în Italia, la fabrica de echipament. Să nu dați nume. Nu dau nume, da? Care ne producea echipamentul pentru echipa mare. Ce să spun, atunci aveam un echipament... De european, de talie europeană și ne-am îmbrăcat firma de jos până sus, ghete, aveam câte două perechi de ghete, fiecare component al lotului, sacoșă, training-uri de pregătire, training-uri de prezentare, nu știu, 4-6 rânduri de echipament, de echipament de joc, excepțional. Poli venea și pe valul ăla fantastic de entuziasm, după Revoluție, de care beneficia Timișoara ca inițiatoare a Revoluției. Da. Din păcate, după câteva luni, valul ăla va deveni invers. Cu punctul 8, cu proclamația de la Timișoara, mare parte din țară ne vor privi așa cu ochii și acum, trecând atâta timp de atunci, vedem că... Noi am vrut ceva bine, spun noi, pentru că și eu eram în Piața Operei, abia întors din stadiul militar, unde am făcut la termen redus, că eram deja intrat la facultate și strigam și eu, știu ce strigam, jos Iliescu și mai știu. Așa erau vremurile, cu toții visam la altceva decât se va fi întâmplat în cei 35 de și ani. Și vreau să amintesc că pe valul ăsta de simpatie, am plecat... În turneu de pregătire, de iarnă, în iarna lui 90. Chiar când ați venit secund la echipă. Chiar când am venit, am plecat într-un turneu în Cipru. 12 zile în Cipru, un turneu oferit de Steaua. Ce interesant! Steaua, pentru că se zvonea atunci că timișorenii o să meargă la federație și o să desfințeze echipele departamentale. Păi, în iarna 90, imediat după Revoluție, a și fost o tentativă la Dinamo, care timp de câteva zile, foarte puțin și amintesc lucrul ăsta, s-a numit Unirea Tricolor. Dar în urma unei ample acțiuni de protest a angajaților de la Dinamo, a fotbaliștilor și ăsta s-a revenit la nume. Mircea Angelescu, numit ministru al sportului imediat după Revoluție, fost președinte al Federației Române de Fotbal, emblematic președinte, el a încercat schimbarea asta, se zvonea că și Steaua urmează, echipele departamentale, da? Dar...
Și noi am primit cadou acest turneu excepțional organizat. Am stat cazare în hoteluri de 5 stele. Aveam condiții de pregătire excepționale, terenuri bune, adversar 3 meciuri am jucat acolo. Cu Apoel, cu Omonia. Un egal și 2 victorii și ne-am pregătit bine. Dovadă că am terminat campionatul pe locul 5 și ne-am calificat în cupele europene. Da. Deci am vrut să amintesc turneul ăsta din Cipru. Mi-amintesc că în acea primăvară Poli, pe sigla clubului, era sigla pe care apare acum în imagine, asta e poză din toamna 90, dar avea pe o diagonală micuță trecut 16-22 decembrie 1989. Există și azi tricouri din... Sunt colecționari de tricouri, cum este Iosif Varga, Marius Ștefan, da, care au tricouri din vremea respectivă. Mi-au cerut și mie, dar eu n-am ținut. Da, și replici ale acestor tricouri, replici aproape identice, adică nu apare doar firma de echipament sportiv, că nu e voie cu regulile comerciale, există în fan shop-ul, nu fac reclamă, dar este un lucru deosebit. În fanshop-ul Politehnicii Timișoara, băieții din drucherie au creat aceste replici ale tricourilor memorabile din anii, în principal anii 90, dar și finalul anilor 80. Dacă spunem 1990, înseamnă e ultimul an din anii 80. Da, vom continua episodul viitor cu fantastica participare europeană din 1990 în toamnă, Atletico Madrid, Sporting Lisabona, dubla iberică, așa cum îi spun eu, unde dumneavoastră erați în continuare secund la echipă, secundul lui Neacu Stică Rădulescu, cel care astăzi, iată, Dumnezeu să-l odihnească. Numele său este purtat de o stradă din Timișoara. O stradă, da. Cam puțin. Eu sper că va veni vremea când ne vom cinsti așa cum trebuie marile legende ale fotbalului timișorean, începând cu, poate chiar cu Rudi Vețer, capitanul României la primul mondial din istorie din 1930, cu Piști Covaci, antrenor timișorean care a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu marele Ajax al lui Johan Cruyff, cu Jackie Ionescu, nu, Costică Rădulescu și toți care avem legende și avem cu ce ne mândri. Domnule Vișan, ne vom revedea săptămâna viitoare, că mai avem încă destule lucruri de vorbit. Vă mulțumesc frumos! Și eu! Stimați telespectatori, noi ne revedem în principal luni la Tribuna Polisportivă. Nu uitați însă în fiecare zi știri sportive în cadrul jurnalului Teleuniversitatea. Vă mulțumesc, să ne revedem cu bine!